Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în persoana doamnei viceprimară Oksana Iorga pentru o perioadă de 3 luni. Cine este pentru? Unanimitate, vă mulțumesc. Prin dispoziția numărul 215 din 19 martie 2019, domnul primar al municipiului Roman Lucian Ovidiu Micu vă convoacă la ședința de astăzi, o ședință de îndată, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dadiului și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural Unirea, municipiul Roman. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul numărul 2 de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tinere. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 3 privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente și medicamente. Avizul Comisiei Administrație Publică. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 4 privind aprobarea dadiului și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural Unirea din municipiul Roman. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Ascult domnul Olban. Am văzut că crezi conform ordonanței 114 cu 1.300.000 cheltuielile pentru obiectivul respectiv. Și în expunerea de motive spune că se încearcă obținerea finanțării de la Compania Națională de Investiții. Dacă Compania Națională de Investiții nu finanțează proiectul, să merge în continuare doar cu banii publici, cu banii primăriei municipiului Roman? Nu, în momentul de față, pentru acest obiectiv, nu există finanțare. Noi încercăm depunerea acestui proiect și la Compania Națională de Investiții. Știți că este depus acest proiect și cu finanțare europeană. Încercăm, practic, mai multe surse de finanțare pentru a vedea unde vom avea mai mult succes. E o tentativă de a-l reda circuitului cultural și acest obiectiv. Și luni voi fi prezent la București pentru depunerea acestui proiect la Compania Națională de Investiții. Corect, dar întrebarea mea era, într-adevăr, cunoscut s-a depus și că era pe fonduri europene, dar în 2020, acum votăm bugetul pentru 2020 cu președinția noastră a Uniunii Europene, poate apare axe de această linie și o putem implementa doar cu 2%. Avem... La Compania Națională de Investiții nu avem absolut nicio contribuție. Acolo va fi acolo va fi exclusiv a Guvernului. A Guvernului. La fonduri europene, 2%. 2%. Dar dacă nu punem rău o față, mergem doar de bani de la putere. Sub nicio formă. Corect. Și dacă... Vă mulțumesc. Da, sub nicio formă, mai ales... Ar fi fost inoportun, de prea mult. Sub nicio formă. Sub nicio formă, poate mai mult cât bugetul pe anul ăsta
în momentul de față este negativ, inclusiv la secțiunea de funcționare. Având în vedere noua lege a bugetului de stat, municipiile au avut cel mai mult de suferit, iar în momentul de față, municipiul Roman nu reușește să-și echilibreze bugetul doar pe funcționare, cu circa 12 milioane de lei. Mă gândeam că mergem cu împrumutul ăla. Sub nicio formă. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu vă propun spre vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Cu acest proiect a luat sfârșit ședința de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Că zic bună să da, vă mulțumesc și eu pentru prezență. Caracterul de urgență a fost dat de cele două concursuri programate în această perioadă. Matematica și Lucky Dance. De aceea am și organizat această ședință de îndată. V-am spus și legat de proiectul cu cinematograf pe care dorim să-l depunem la Compania Națională de Investiții. Și mai era și iarăși până la aprobarea bugetului, am dorit să aprobăm regulamentul pentru tichetele sociale, astfel încât persoanele care sunt beneficiare ale acestor forme de sprijin din partea primăriei să aibă posibilitatea să-și depună documentația și ulterior, în preajma sărbătorilor pascale, să-și poată ridica aceste lucruri. Domnul primar, mai am victor, suntem la zonă sfârșit adunarea. Vă rog, faceți o precizare să înțeleagă și rămașcarii, că nu primăria, ci Consiliul Local au terenul de sport de la cimitirul Nichista cu... Noi le-am explicat și nu vor să creadă că nu ia municipalități. Nu. Acel... E foarte bine că ați spus această întrebare. Acel teren aparține Ministerului Învățământului. Ei au reabilitat din fondurile Ministerului Învățământului suprafața de joc cu gazon artificial. Sta proiect și există și în continuare proiect pentru realizarea unei piste sintetice, pentru că trebuie să păstreze același caracter cu gazonul. Am făcut demersuri și anul trecut și am început demersurile și în acest an la Ministerul Învățământului pentru alocarea sumelor de bani necesare realizării pistei de alergare. Însă, încă o dată, așa cum a spus și dumneavoastră, fac și eu precizarea că acel teren nu aparține primăriei municipiului Roman, ci este în subordinea Ministerului Învățământului. Însă, pentru, tocmai cunoscând această problemă încă de anul trecut, fiind și eu una dintre persoane care în trecut mergeam pe acel teren și alergam, am dispus ca în acest an să profilăm și să curățăm pista de alergare de la stadionul Moldova, să încercăm să găsim zgură, însă problema cea mai mare cu zgura, că nu o mai găsim în zona Moldovei, ci abia la câmpul lung Mușcel. Căutăm o soluție astfel încât în această primăvară pista de alergare de la stadionul Moldova să devină practicabilă și să o deschidem publicului iute de sport și de mișcare. Familii întregi, Și nu-l dă drumul la poate. Nu dă drumul pentru că își protejează și gazonul. Da. Vă mulțumesc, o zi bună.